Într-o parcare de pe strada Mircea Eliade din municipiul Bacău, un autoturism a luat foc. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău au intervenit și au reușit să stingă incendiul în scurt timp. Detașamentul de pompieri Bacău a fost solicitat prin serviciul de urgență 112 pentru a interveni la stingerea unui incendiu provocat la un autoturism. La susținerea locului intervenției, incendiul se manifesta la compartimentul motor al acesteia. S-a intervenit cu două linii de stingere, incendiul fiind lichidat în aproximativ 2-3 minute. În urma incendiului au rezultat pagube la compartimentul motor al autoturismului și, în primul rând, nu au fost victime omenești. Flăcările au distrus doar mase plastice și de cauciuc de la motor, cauza probabilă fiind un scurt circuit electric.